Iubiți frați, iubite surori, vă rog respectuos să ne ridicăm picioare, să dăm cinste cuvântul lui Dumnezeu și cei care aveți Sfânta Scriptură și vreți să urmăriți, vom citi din Iosa, capitolul 1, începând de la versetul 1, versetul 9 inclusiv. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la Pustiu și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat. Toată țara hetiților și până la Marea cea Mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Și nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie, după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei, zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău viu și lucrător. Stăm înaintea prezenței tale în numele Fiului tău prea iubit și a ce te rugăm momentele ce îmi stau în față, ca acest cuvânt, o Doamne, venit de la tine, Doamne Dumnezeule, să-l faci un cuvânt hrănitor sufletelor noastre, doritoare de tine, Doamne Dumnezeule, și tu prin Duhul tău cel sfânt să ne îmbărbătezi, să ne vorbești, să ne dai putere, Doamne, să fim nu numai ascultători, ci și împlinitori ai cuvântului tău. Amin. Mulțumesc mult, reocupați locurile. Cei care sunteți familiarizați cu Biserica Roul Sfânt, cu programele noastre, știți că luna aceasta avem ca și carte de studiu, cartea Iosua. Iosua, după mine, cred că este unul dintre cei mai speciali slujitori pe care Vechiul Testament ni le relevează pe paginile Sfintei Scripturi. Și de ce spun aceasta? Fiindcă Dumnezeu vorbise cu mulți ani înainte despre promisiunea pe care a făcut-o poporului evreu, aceea că îi va scoate din robie și îi va duce într-o țară unde curge lapte și miere. Iar Iosua, alături de Caleb, a făcut parte din acea generație de oameni care au trăit pustiul 40 de ani, care au văzut pe Dumnezeu într-un stâlp și într-un nor, care au văzut și s-au hrănit cu mana venită de sus de la Dumnezeu, care au văzut din deșert, ieșind de apă, care au mâncat prepelițe în pustiu, care au gustat din binecuvântarea lui Dumnezeu și spune cuvântul Dumnezeu că timp de 40 de ani încălțămintea nu li s-a învechit, a fost martorul și a făcea parte din vechea generație. În pustiul acelei 40 de ani, Dumnezeu a schimbat toată generația și a crescut și a născut o nouă generație și Iosua face parte dintre ei. Iosua se numără printre puținii oameni ai Sfintei Scripturi pe care Biblia ne spune că atunci când s-a rugat, cerul și luna, soarele și luna, pardon, s-au oprit din mersul lor. Iosua este dintre puținii oameni care au văzut un înger. Dacă Zaharia a văzut un înger și s-a îndoit și a rămas mut, Iosua a îngenunchiat și a cunoscut că acela este un slujitor al Domnului trimis pentru el ca să-l întărească, să-l îmbărbăteze. Iosua a stat înaintea unui popor numeros și el a împlinit, spune cuvântul Dumnezeu, tot ceea ce i-a poruncit Domnul. El nu s-a bătut nici la stânga, nici la dreapta. Ce l-a făcut pe Iosua să fie atât de puternic, atât de credincios, să fie acel om de succes, acel om folosit de Dumnezeu?
Cu toate acestea, cu toți suntem copiii lui Dumnezeu, cu toți avem ca și hrană cuvântul lui, cu toți avem atâtea mărturii, atâtea exemple pe paginile Sfintei Scripturi, și când stăm și ne cercetăm singuri înaintea lui Dumnezeu, venim cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și ne întrebăm cât de mult ne-am pus noi la dispoziția lui Dumnezeu, cât de mult ne-a folosit Dumnezeu în generația aceasta, fiindcă atunci când am pășit în apa botezului, cu toți am fost întrebați, până când vrei să-i slujești pe Domnul Dumnezeul tău? Și am spus cu toții, cu toată bucuria, cu toată inima, cu glas tare, până la sfârșitul vieții. Ce a avut Iosua, iubiți frați, și ce nu avem noi? Iosua nu a avut toată Biblia. Noi avem toată Biblia. Iosua nu a avut alte exemple, a avut pe Moise. Și un lucru pe care trebuie să-l învățăm și ar fi bine să-l învățăm de la Iosua, este că Iosua, spune cuvântul Dumnezeu în Exod 33, începând cu capitolul 7 la 11, despre Moise spune, Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare, l-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare. Fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise, până intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului. Și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea la tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Ce a avut Iosua? A avut un învățător care l-a descoperit pe Dumnezeu. L-a avut pe Moise. Moise nu mai a arătat ceva din Dumnezeu, dar nimeni nu-l oprea pe Iosua să iasă afară din cort. Vorbim despre dragoste, vorbim despre dragostea noastră față de Dumnezeu. Și de multe ori venim în casa Domnului și stăm în prezența Domnului și simțim cercetarea Domnului, simțim că Dumnezeu ne vorbește, simțim că Dumnezeu ne cercetează, dar abia așteptăm să plecăm acasă. Iosua nu, stătea în cort acolo în prezența lui Dumnezeu. Iosua l-a ascultat și a urmat pe Moise. Iosua a fost ucenicul lui Moise și Dumnezeu l-a folosit. Ucenicizarea este un principiu pe care Dumnezeu îl lasă pe paginile Sfintei Scripturi. Spune Domnul Iisus, le spune ucenicilor, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură și continuă, și învățați-i, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Ce alți oameni al lui Dumnezeu au fost ucenicizați? Timotei a fost ucenicizat de mama lui, Eunice, și de bunica lui, Lois. Este un principiu biblic, iubiți frați și iubite surori. Pavel l-a ucenicizat pe Timotei, Priscila și Aquila l-au ucenicizat pe Apollo. Domnul Iisus a ucenicizat pe ucenici. Ce lăsăm în urma noastră? Fiindcă va veni timpul când vom da socoteală. Suntem noi ucenicizați sau ucenicizăm la rândul nostru? Iosua a spus în capitolul 24, cât despre mine și familia mea, vom urma cu toții pe Domnul, vom sluji Domnului. Nu știu dacă ați fost atenți, sunt de ceva timp în biserica aceasta și un singur predicator, dacă vreți vă spun personal, un singur predicator și n-a lăsat să se strecoare lucrul acesta în predica lui, ci pur și simplu a fost un lucru discret și la sfârșit m-am dus și l-am întrebat. Și a spus, da, eu am ucenici, fiindcă asta este menirea mea, în afară de familia mea. Eu am ucenici pe care îi învăț din cuvântul lui Dumnezeu, pe care îi sfătuiesc din cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să las ceva în urmă, ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat mie. Vreau să las în urma mea. Iubite frate și iubită soră, va veni ziua în care vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom fi trași la răspundere pentru fiecare cuvințel, fiindcă spune cuvântul lui Dumnezeu în Timotei, toată Biblia este insuflată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, iar această Biblie ne-a fost dată ca hrană, mie și ție, ca să ne hrănim cu ea, ca să mâncăm din ea, ca să trăim din ea, ca să fim parte a Bibliei în trăirea noastră de zi pe zi pe acest pământ. Dar vom fi întrebați, ceea ce ai primit, da, este bine, ai primit pentru tine, te-ai hrănit tu,
În primul rând, te-ai hrănit casa ta, te-ai uitat pentru familia ta, dar în urmă, ce ai lăsat? Ceea ce ai primit, ai ucenicizat? Dacă la locurile de muncă suntem ucenicizați și învățăm tainele unei meserii și la rândul nostru suntem meșteri și dăm povață celor care sunt noi în meserie, botezăm oameni, frați care vin și surori în casa Domnului și ne oprim acolo, au nevoie să fie ucenicizați. Și Domnul să ne ajute să învățăm, să-i sfătuim cu Duhul blândeții, să-i ajutăm să meargă biruitor către calvar, către mântuire, nu către calvar, către mântuire, să poată să fie acei oameni destoinici, ca ceea ce s-a încredințat, să poată învăța mai departe și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ce a mai avut Iosua, în afară de un învățător și o dorință aparte de a sta în prezența lui Dumnezeu? Iosua a primit poruncă de la Dumnezeu și spune Dumnezeu, întărește-te și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga. De ce? Ca să izbutești în tot ceea ce vei face. Iubiți frați și iubite surori, Dumnezeu ne-a lăsat ca și hrană sufletelor noastre cuvântul lui Sfânt. Și de multe ori când se vorbește cuvântul lui Dumnezeu, nici nu tresărim, nici nu ne mișcă. Este cuvântul lui Dumnezeu, este hrana sufletului nostru și noi suntem asemuiți cu templul Sfânt, Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt care locuiește în tine, atunci când se citește cuvântul lui Dumnezeu, nu tresare, nu spune un amin, nu spune un aleluia, ceva e bai, ceva e bai, fiindcă spune cuvântul Dumnezeu, vorbiți între voi cu psalmi, dar dacă nu te hrănești cu psalmi, dacă canalul prin care te alimentezi este o apă tulbure, o apă care nu vine din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu vine din cuvântul lui Dumnezeu, nu ai ce să dai, nu ai ce să vorbești celor din jurul tău. Ar fi timpul și ar fi cazul ca biserica lui Dumnezeu, ca copiii lui Dumnezeu, fiindcă dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, marile treziri în poporul lui Dumnezeu, când au avut loc? Atunci când poporul lui Dumnezeu a luat în serios cuvântul lui. La Ezra, când au citit legea, oamenii au rămas străpunși. La Pavel, când a predicat Evanghelia, oamenii au rămas străpunși. În cartea fratelui Iun, omul ceresc, acel frate chinez care Dumnezeu l-a folosit, spune că oamenii dintr-o regiune îndepărtată au stat 3 zile în post, fiindcă nu aveau Biblie și doreau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Era prima predică a lui și n-a predicat cuvântul lui Dumnezeu, nici a spus părerea lui despre ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ci pur și simplu a recitat, deci a învățat tot Mateiul pe de rost, a recitat tot Mateiul și după aia, ca să nu greșească, a mai luat odată și a citit. Și oamenii au rămas străpunși, oamenii s-au pocăit, l-au primit pe Iisus Hristos în viața lor. Noi ne-am învățat cu predici, cu surpuncte și când vorbește cuvântul lui Dumnezeu, când citim Biblia, Sfânta Scriptură, rămâne nemișcați. Marea trezire pe care Luther a făcut-o s-a numit sola Scriptura, înapoi la Scriptură. Dacă pocăiți, ar fi pocăiți. Dar nu ne place cuvântul acesta, pocăiți, dar Dumnezeu îl numește altfel, sfințire. Fiindcă spune Apocalipsa, iată că eu vin curând. Și răsplata mea este să dau fiecăruia după fapta lui. Și spune cei sfinți să se sfințească în continuare, cei păcătoși să trăiască mai departe. Cât de departe, spune Dumnezeu lui Iosua, cartea aceasta să nu se depărteze de gura ta. Ca să nu se depărteze înseamnă că este în fața ta, în prezența ta. Cât de aproape este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu față de noi, iubiți frați și iubite surori. Și pentru slujitori din casa Domnului, de multe ori suntem în pană de slujitori și mergi la un frate slujitor și spui, te rog frumos, dă un îndemn astăzi, spui, nu m-am pregătit, nu vreau să judec pe nimeni, iubiți frați, dar noi vom fi întrebați într-o bună zi de socoteală de ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Dacă tu te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu zi de zi, nu se poate să nu ai ceva să dai poporului. Fiindcă haide să ne îndemnăm la lucrul acesta. Aveam obiceiul când aveam grup de rugăciune să întreb frații, ce ți-a vorbit Dumnezeu săptămâna aceasta? Poate era o practică dictatorială, spunem noi așa, forțam oamenii să citească din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu e așa că această practică a adus roade de mici, am fost forțați să venim în casa Domnului și lucrul acesta s-a văzut mai târziu, fiindcă a adus spre mântuirea noastră. Suntem forțați să ne rugăm aici, chiar dacă nu vrem, poate am vrea să fim mai bine acasă,
Dar lucrul acesta este spre binele nostru. Am făcut parte dintr-o biserică în România, care păstorul ne spunea așa, o lună de zile nu veniți la casa Domnului, dar nu veniți fără să aduceți un om din lume. Și lucrul acesta a prins un foc în mine pentru oamenii pierduți. E nevoie să fim împinși dacă din noi nu pornește dragoste pentru cei pierduți. Poate te-ai născut în pustie, într-o familie de pocăiți, dar cei care s-au născut în robie au știut ce înseamnă robia. Cei care s-au născut departe de Dumnezeu și au gustat, au trăit toate necazurile acestei lumi. Atunci când s-au întors la Dumnezeu, altă dragoste, altă râvnă au avut față de Dumnezeu, altă râvnă au avut față de cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi cazul ca și copiii lui Dumnezeu să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu, la Sfânta Scriptură. De ce? Fiindcă în ea avem bogățiile lumii acesteia, iubiți frați și iubite surori. Spune cuvântul Dumnezeu că odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am ascultat eu. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ca ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, cât de aproape este de gura noastră cuvântul lui Dumnezeu? Este cuvântul lui. Și Iisus Hristos este cuvântul. Iisus Hristos este cuvântul viu care a trăit printre noi. El ne vorbește zi de zi, avem acces la El zi de zi în viața noastră. Dacă vrem să avem trezire în casa Domnului, până nu fiecare din noi personal nu punem în serios să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu, nu vă așteptați să avem treziri. Fiindcă personal, spune cuvântul Dumnezeu, caut un om, acel om poți fi tu. Fiindcă va veni ziua în care vom da socoteală de fiecare cuvințel pe care Dumnezeu ne-l lăsa ca hrană sufletelor noastre. În vremea de urmă, spune cuvântul Dumnezeu, că oamenii nu vor putea suporta învățătura sănătoasă. Dar dacă tu te hrănești cu cuvântul sănătos, va găsi el credință. De ce e nevoie să batem atâta apa în piu pe această Sfântă Scriptură? Poporul evreu aveau scris pe uși, ori uși, aveau scris pe haine, peste tot avea cuvântul lui Dumnezeu, pe frunte. De ce? Fiindcă ei se hrăneau cu cuvântul lui Dumnezeu, că fiindcă vine momentul în care vei fi încercat. Nimeni nu poate ajunge neîncercat în cer. Și dacă nu te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu în ziua încercării, cum vei putea sta în picioare? Fiindcă va veni momentul în care poate nu vom mai avea acces la acest cuvânt. Va fi departe de noi. Și dacă nu te hrănești acum pentru acele zile care vor veni, Ilie a fost hrănit în pustie, Dumnezeu a știut de ce. Este o vreme de har, de îndurare, a venit peste noi, ce a venit? O pandemie. Și ne-a speriat, ne-am îndepărtat de casa Domnului, fiindcă nu ne-am hrănit cu cuvântul sănătos al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este putere, iubiți frați și iubite surori. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. De multe ori, divergențele dintre noi le numim încredințări sau știu eu cum. Ieri la evanghelizare am primit o lecție de la un musulman. Un lucru pe care între noi, copiii Dumnezeu, nu-l întâlnim. I-am dat un riflet în limba engleză și m-a întrebat, ce este aceasta? Este cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. L-a luat, l-a deschis, a citit și acolo scria calea către salvare, către mântuire. Și când a citit, a spus, Iisus Hristos, eu îl iubesc pe Iisus Hristos, eu îl iubesc pe Avram, eu îl iubesc pe Noe, eu îl iubesc pe Moise, dar îl iubești pe Mohamed. Știu că tu îl iubești pe Iisus mai mult decât pe Mohamed. Deci îl iubesc pe Dumnezeu care a făcut cerurile și pământurile. Și a spus un lucru interesant. Și a spus, haideți să ne unim împreună, să luptăm pentru copiii noștri, fiindcă diferențele care sunt între noi, eu îl iubesc pe Mohamed, tu îl iubești pe Iisus, dar împreună putem lupta pentru copiii noștri. Iubiți frați, suntem diferiți, de multe ori găsim pricini între noi. Se ia cina Domnului într-un păhărel, se ia dintr-un pahar, mai multe păhărele se ia dintr-un pahar, capul acoperit la rugăciune, capul descoperit. Sunt lucruri care ne diferențiază, dar nu trebuie să punem preț pe lucrurile acestea, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni 3:16 spune, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Este timpul ca să ne unim, să ne îndemnăm unii pe alții la sfințenie, la o apropiere mai mare de Dumnezeu. Și Dumnezeu va lucra în mijlocul nostru. Dumnezeu va face lucruri nemaipomenite în mijlocul nostru. Fiindcă cu toții ne dorim lucrul acesta, nu ne dorim să fie un timp pierdut. Fiindcă va veni ziua în care Domnul Iisus se va întoarce pe norii cerului. Și nu-i totuna să te găsească lucrând și punându-ți pe inimă să împlinești cuvântul Lui sau să fii departe de El. Fiindcă Iisus Hristos ne dorește cu gelozie pentru El, dar este și un Dumnezeu gelos. Lupta lui Iisus Hristos când a fost pe acest pământ, cea mai mare luptă, știți cu cine a dus-o?
cu farisei. De ce? Fiindcă ei spuneau una și făceau alta. De multe ori spunem, îl iubim pe Iisus Hristos și Biblia asta aruncată undeva departe. Toată săptămâna nu punem mână pe ea să o deschidem. Iisus Hristos este cuvântul. Cum îl iubești pe Iisus Hristos dacă nu te hrănești cu cuvântul lui viu? Dacă nu spui pe inimă să vorbești cu Dumnezeu în rugăciune? Dacă nu vii în prezența Domnului la rugăciune? Dacă nu stai să te rogi acasă, aici, când este chemat numele Domnului? Iubiți frați, înapoi la Scriptură. Este singura soluție prin care ne putem treji. Este singura soluție în care putem sta în picioare în ziua aceea grea care va veni peste întreg pământul, să cerceteze pământul. Este momentul să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu, fiindcă stăm înaintea unui Dumnezeu viu care ne cunoaște pe fiecare, ne cunoaște umbletul atunci când stăm jos, atunci când ne ridicăm. Și haideți să ne îndemnăm, haideți să ne sprijinim unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții. Să ne întoarcem cu toată inima la cuvântul lui Dumnezeu, care are putere să ne salveze, să ne vindece, să ne vorbească, să ne dea putere. Oamenii lumii nu pot face ce face cuvântul lui Dumnezeu în școlile de corecții, în pușcării. Nimeni nu are putere decât cuvântul lui viu. Cuvântul lui viu face din oameni de nimic, poate face oameni destoinici pentru împărăția lui Dumnezeu. Avem atâtea mărturii pe paginile Sfintei Scripturi și știm că în Evanghelia lui Hristos este putere. Este putere. Omul care găsește această comoară, ce face? De bucurie! Unde este bucuria că avem cuvântul lui viu? Așteptăm ziua în care să nu mai avem acces la Sfânta Scriptură ca să ne apropiem de ea. Spune că Duhul Sfânt vă aduce aminte. Dar ce să se aducă aminte dacă n-ai pus nimic, dacă n-ai citit nimic, dacă n-ai stat aproape de cuvântul lui Dumnezeu? Vrem să fim oameni de succes. Soluția ca să fim oameni de succes, ca acest cuvânt viu și lucrător să nu se depărteze de gura noastră. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, dând slavă lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Nu suntem oameni robiți, nu! Suntem oameni care cu toată inima îl iubim pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să ne întoarcem cu toată inima la Sfânta Scriptură. Ca Sfânta Scriptură să ocupe un loc de cinste în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute. Să nu se depărteze de gura ta, cugetă zi și noapte. Cum arată un om care cugetă zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu îi descoperă taine, Dumnezeu îi descoperă lucruri mai minunate. Și atunci acel om de bucurie ce face? Vine și spune, frate, ce mi-a vorbit Domnul din Sfânta Scriptură, uite, vreau să-ți descopăr și ție. Ați întâlnit acei oameni? Suntem noi acei oameni care atunci când ne întâlnim spune, frate Elisei, vreau să spun ceea ce mi-a vorbit Domnul, ceea ce mi-a spus Domnul. Nu ceea cât am câștigat, nu unde am fost, nu! Ceea ce mi-a vorbit Domnul, ceea ce mi-a spus Domnul ca să-L zidești și pe El și El să mă zidească pe mine. Ca astfel să ne îndemnăm unii pe alții. Au fost trei frați în biserica noastră veniți din Italia și spune că zi de zi locuiau separat aici. Și în fiecare zi se sunau și ne-a, ai citit Biblia astăzi? Ce ai citit? De la ce capitol la ce capitol? Erau singuri, fără familie aici. Pare dictatorial, nu-i așa? Dar lucrul ăsta ajută, măcar de rușine și tot punea mâna pe cuvântul lui Dumnezeu și citea. Măcar de rușine știa, mă, trebuie să mă sun eu ăla, trebuie să citesc neapărat, ce zic, mint? Domnul Iisus este cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți frați și iubite surori, haideți să ne întoarcem cu toată inima la cuvântul lui Dumnezeu, la Sfânta Scriptură și Dumnezeu ne va folosi, Dumnezeu ne va ajuta, ne va deschide ochii, mintea, să înțelegem adevărul Lui, să fim acei oameni. Cum Iosua a fost un om folosit de Dumnezeu, un om care a înțeles că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, cerul și pământul vor trece, dar aceste cuvinte scrise în Cartea Sfântă se vor împlini cu da și amin. Va veni ziua în care vom sta înaintea Lui și vom da socoteală de fiecare predică pe care am ascultat-o, de fiecare timp liber pe care l-am petrecut, să închidem canalele, să închidem orice sursă care nu este după voia lui Dumnezeu, să ne alimentăm cu cuvântul Lui sănătos, să stăm în preajma oamenilor sfinți al lui Dumnezeu de care avem ce învăța, să ne dăm urmă, ce lăsăm în urma noastră, fiindcă va veni ziua când vom da socoteală de fie orice lucru pe care Dumnezeu l-a investit în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să fim oameni care ne întoarcem cu toată inima la Scriptură. Amin. Dumnezeu a lucrat prin Ezra, Dumnezeu a lucrat prin Filip în Samaria, Dumnezeu a lucrat printr-o femeie atunci când Domnul Iisus a stat de vorbă cu acea femeie la fântână. A folosit o femeie și n-a spus lucruri nemaipomenite. Câte lucruri nu ți-a descoperit Dumnezeu, câte predici minunate nu ți-a spus Dumnezeu, câte cuvinte vii din Sfânta Scriptură nu ai citit și le-ai îngropat acolo, le-ai ținut pentru tine. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care luăm în serios chemarea lui Dumnezeu, să ne folosească și să ne întoarcem cu toată inima la Scriptură. Am vrea să cântăm o cântare după care să
să ne rugăm Domnului și Dumnezeu să ne ajute să fim oamenii care îl iubim cu Dumnezeu din toată inima noastră, nu de pe buze, fiindcă va veni ziua în care Dumnezeu ne va cerceta, va veni ziua în care Dumnezeu ne va întreba de tot ceea ce ne-a încredințat și Dumnezeu să ne ajute să fim oameni destoinici ca și Iosua, să împlinim tot cuvântul lui Dumnezeu. Amin.